Dacă vrei să testezi Ubuntu fără să-l instalezi, ai nevoie de un flash USB sau de un CD. Dacă vrei să-l instalezi, ai în continuare nevoie de un flash și de un CD. Sau de un CD. Eu prefer folosirea unui flash. Am să-ți arăt un tutorial folosind Windows. Folosesc o mașină virtuală de Windows. Cam ce trebuie să faci. În primul rând te duci pe site-ul canonical.com, pe ubuntu.com, pardon, este site-ul de unde poți descărca Ubuntu. Și te duci la Downloads, Desktop, Ubuntu Desktop și aici să alegi de care Ubuntu vrei, 32 de biți sau 64 de biți. Dacă nu știi ce fel de calculator ai, eu recomand 32 de biți, pentru că dacă ai de 64, funcționează și pe 32. Și Start Download. Mă rog, îți recomand să folosești torrenți pentru descărcarea Ubuntu, imaginii de Ubuntu. Poți să cauți site.ubuntu.com, torrenți și prima opțiune. Mă rog, dacă descarci prin torrenți desktop, am de 64 de biți și 32 de biți. O descarci pe asta dacă... Deci, dacă nu știi să folosești torrenți, descarcă-o de aici. Dacă știi să folosești torrenți, se descarcă mai rapid prin torrenți și ocupă mai puțină bandă pentru Canonical, compania care dezvoltă Ubuntu. Mă rog. După ce îl descarci, trebuie să îl scrii pe un USB, pe un, o memorie USB. Trebuie să-ți descarci pendrive Linux. Aici, pendrive Linux, download, eu le-am descărcat deja și imaginea și, și Universal Install, mă rog, pendrive Linux și imaginea de Ubuntu. Trebuie să pornești aplicația. Bun, pornesc. Yes, I agree. Selectez distribuția, Ubuntu 12.4 desktop. Selectez unde am imaginea pe care am descărcat-o, open. Selectez aici flash-ul. Eu nu am niciun flash, că este o mașină virtuală, dar presupun că este eu, mă prefac că este eu. Mă rog. Show E. Ai grijă să nu pui C sau D sau altceva, pentru că o să-ți formateze partiția. Deci să nu pui altceva. E. Bun. Dacă este un flash, aici poți muta bara asta și ți recomand să muți la un giga sau cam așa, depinde cât ai loc. În mod normal ar trebui să ai nevoie de 2 giga liber pe flash și să pui aici cam un giga de memorie. Memoria asta va fi memorie persistentă, adică dacă tu folosești flash-ul respectiv de Ubuntu, poți să pornești sistemul de operare doar de pe flash și dacă salvezi fișiere în el, atunci... fișierele astea or să se păstreze. Bun. Aici o să dai create, mă rog. Și o să ai un flash bootabil, adică de pe care poți să pornești și poți să-l testezi sau să-l instalezi. Da, cam atât.